Copiii din învățământul preșcolar și primar au bifat luni 5 noiembrie, prima zi de vacanță din noul an școlar. Cei mai mici dintre elevi vor avea liber până în data de 11 noiembrie, zi în care vor reveni la cursuri. Cei mici beneficiază de o bine meritată vacanță de refacere a forțelor, puterea lor de concentrare, sigur că are nevoie de această vacanță pentru a-și reveni. Mă refer la clasele de la 0 până la clasa a 4-a și grădinițe inclusiv. E o vacanță de care noi profităm, administrația școlii, pentru că putem face mișcare între clase, mutăm clasele unde se lucrează, se fac lucrări importante la noi în școală în această vacanță și putem muta astfel, având câteva clase la dispoziție, elevii dintr-o clasă în cealaltă ca să se poată derula lucrurile. Mă refer la vopsit sau schimbat parchet, zugrăvit, lucruri din acestea care se mai pot face în sezonul acesta. Următoarea vacanță, de această dată destinată tuturor elevilor, va fi cea de iarnă, programată în perioada 22 decembrie 2012-13 ianuarie 2013.